Zimbru Chișinău se pregătește de aventura în Liga Campionilor. Echipa de juniori Under 19 va debuta în preliminariile competiției în meciul cu formația FC Bibram din Cehia. Sezonul trecut, Zimbru a devenit campioana Moldovei printre juniorii de până la 19 ani și astfel a primit dreptul de a reprezenta țara noastră în Liga Campionilor. Galben-verzii și-au aflat deja adversarul din primul tur preliminar. În urma tragerii la sorți de la Nyon, Zimbru va întâlni grupara cehă Bibram. Echipa din țara noastră a avut un noroc la tragerea la sorți, deoarece ar fi putut juca împotriva mult mai titratelor Ajax Amsterdam sau Schalke 04. Majoritatea jucătorilor care vor evolua în Liga Campionilor de juniori sunt fotbaliști de la Zimbru 2. Nu cred că cineva e cu un cap cu două mai sus ca ei, da? Asta e foarte important la momentul, la vârsta asta e foarte important să fii sigur în tine, da? Și aici lucrăm, în aspectul ăsta o să lucrăm foarte mult. Pentru mulți o să fie prima dată și posibil, nu de Doamne, ultima dată în viață să participi la așa un turneu, da? Și de aceea aș vrea foarte mult ca să ne reținem cât mai mult în acest turneu. Eu singur nu știu tare mult așa despre campionatul cehii și nu știu la și nivel să află. Eu cred că este chiar un caz mai bun pentru noi, că să ne merit cu Ajax jucat era să fie mult mai greu decât chiar cu Bibra. Tinerii fotbaliști spun că evoluția în Liga Campionilor este o șansă pentru a se promova pe arena internațională. Acest turneu ne dă posibilitatea, adică să ne manifestăm în cel mai bun mod și eu nu cred că la aceste turnee să nu fie impresar din alte școli de fotbal, adică este un turneu în care fiecare trebuie să demonstreze maximumul său. Dacă va elimina formația cehă, Zimbru va juca în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor cu învingătoarea duelului dintre FC Minsk și Viitorul Constanța. Prima manșă dintre Zimbru și Bibram va avea loc pe 30 septembrie în Cehia, iar meciul retur este programat pe 21 octombrie și se va juca la Chișinău. Majoritatea cheltuielilor pentru desfășurarea acestor meciuri le suportă UEFA.